Violența în școli este unul dintre cele mai periculoase flageluri pe care le putem regăsi în ziua de astăzi. Să lovești un dascăl este ca și cum ai lovi în propriul tău părinte, în mentorul tău, în cel care te crește și te educă, în cel care îți dă să mănânci. Nu cred că un stat poate să rămână indiferent când dascălii sunt loviți în școli. Va trebui să facem tot ce este necesar, să schimbăm sistemul, dacă se poate, astfel încât respectul față de dascăl să fie politică de stat. De asemenea, nu putem să ne educăm elevii și copiii noștri cu forța. Va trebui să restabilim echilibru dintre elevi și dascăli, astfel încât rezultatul, performanța, educația să rămână pe primul loc.